Actualitatea în obiectiv Cu Daniel Alexandrescu Perspective și soluții biblice la probleme contemporane Stimați ascultători, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în obiectiv Sunt Daniel Alexandrescu și vă mulțumesc că sunteți cu noi pe recepție la Radio Vocea Evangheliei București Continuăm tematica din ediția precedentă, Cultura Rebutului, și de data aceasta ne bucurăm să îl avem alături de noi pe Mihail Ciopașiu, director la Fundația Providența din București, centru RUT, Proiectul RUT și profesor la Universitatea din București. Ne bucurăm că și de data aceasta este cu noi. Mihai, bun revenit în emisiunea noastră! Bine te-am regăsit! Mulțumesc din nou pentru invitație! Mi-a plăcut spunea cineva că uh, această cultură a rebutului nu este a Mântuitorului Iisus Hristos, Celălalt este fratele meu, dincolo de orice barieră: de naționalitate, de origine socială sau religie. Și, într-adevăr, asta este o realitate creștină și un adevăr biblic. Și, cum spuneai, în ochiul lui Dumnezeu, noi avem valoare. Biserica a preluat din modelele poporului Israel. Un popor care a fost chemat, disciplinat, educat de Dumnezeu să se formeze într-un spirit altruist, într-un spirit uh, civic și uh, într-o uh, atitudine uh, pozitivă față de tot ceea ce e uh, tratat cu indiferență și ne în seamă. Și iată că noi suntem chemați să urmăm modelul Domnului Isus Hristos, să ne raportăm la semenii noștri, dând valoare și prețuind ceea ce El deja prețuiește, așa cum ne prețuiește El pe noi. Spune Apostolul Pavel, Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și în teologia aceasta paulină mereu apare uh, uh, o construcție de cuvinte, unii pentru alții, unii cu alții, uh, unii asupra altora și asta arată empatia, arată coeziune, arată uh, sprijinul. Și aș vrea cumva să continuăm, uh, uh, să vedem, biserica are un rol activ în uh, a corecta măcar anumite derapaje, pentru că vedem în societatea noastră aceste derapaje privind cultura rebutului și unii dintre semenii noștri chiar consideră că poate așa ar fi bine, așa e normal, e firesc trendul societății noastre să, să abandonezi tot ceea ce te încurcă sau te împiedică sau nu te ajută să-ți atingi țelul și obiectivul. Aș pleca de la o situație din viața Domnului Iisus Hristos când societatea de atunci a tratat o persoană ca pe un rebut, îl tratat de fapt de mai mult timp, însă Domnul Iisus Hristos a venit și a spart tiparele și aranjamentele sociale. Și aceasta este cazul lui Bartimeu, orbului Bartimeu, care știm că Domnul Iisus Hristos trece pe lângă el și el începe să țipe și lumea îi spune, îl vrea să-l facă să tacă. Cu alte cuvinte, tu, invalidule, cerșetorule, săracule, n-ai o voce, n-ai, ești la marginea societății, un rebut. Adică nu te, nu te ascultă nimeni. Și Domnul Iisus Hristos îi oprește, îl cheamă și este invitat să vină în mijlocul scenei. Practic, dacă am privit scena aceasta, vedem cum Bartimeu, însoțit de Domnul Iisus Hristos, parcurge un drum de la margine spre centru. Lucru care se întâmplă, îl vedem mai înainte în Marcu, și cu copilașii care sunt excluși de asemenea de către ucenici, sunt împinși și părinții lor, și Domnul Iisus Hristos le spune, stați puțin, lăsați copila și să vină și noi opriți. Că cea lor este împărăția. Ei sunt Stai. modele de urmat. Deci ce vedem? Că Domnul Iisus Hristos sparge niște tipare. Cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Ucenicilor le spune același lucru, deși vede acolo tendință, Doamne, vrem să stăm în împărăție, unul la dreapta, unul la stânga. Mare cine e mai mare. Așadar, societatea în general este axată pe această idee de poziție, de putere, de dominare, de vârfuri, de vârfuri și întotdeauna ai și margini. Ce a făcut biserica a fost, și Domnul Iisus Hristos în primul rând, a fost să distrugă acest construct social. Și nu îl găsim doar la Bartimeu, îl găsim și în cazul copilor, dar îl găsim și în cazul leproșilor, spre exemplu. Pentru că cei 10 leproși care sunt vindecați ca Domnul Iisus să aibă o interacțiune cu ei, înseamnă că El s-a dus la ei, pentru că nu avea voie să intre unde erau restul oamenilor. Corect. Și Domnul Iisus Hristos se duce practic și îi scoate din starea aceea, bineînțeles vindecându-i, unul din ei este chiar și mântuit, și uh, reface uh, constructul acesta chiar la un moment dat. Vedem că vin, el vorbea mulțimii și vin membrii familiei sale și sunt cumva la marginea mulțimii și spun, am venit, suntem familia lui. Și el spune, nu, familia mea nu este aceasta cum se vede, ci este, sunt cei care fac voia Tatălui. Și cumva, automat, Domnul Iisus Hristos reface constructul acesta. O altă categorie de favorizată în vremea aceea erau vame și păcătoși și femeile păcătoase. Și este acuzat Mântuitorul că tocmai cu ei stă la masă. Că tocmai lor le dă atenție. Că tocmai în casa lui Zacheu, intră, că în casa un altui, unei alte persoane care era condamnată intră, că o femeie păcătoasă îi spală picioare. Deci ce vedem aici? Este această idee a Domnului Iisus Hristos că nimeni nu este un rebut. Ba din contră, din contră, aloc atenție ca să reabiliteze atât din punct de vedere, în primul rând spiritual, prin mântuire, prin pocăință, dar și social. Pentru că Bartimeu, din momentul în care este vindecat, și poate să vadă, el poate să-și refacă viața și din punct de vedere social, poate să lucreze, poate să nu mai stă la cerșit. Ologul care este adus pe pat îi spune, ridică, ia spatul și umblă, și cu alte cuvinte, ia spatul și arată celorlalți că tu numai patul rămâne ca o um, amintire al a, exact, a locului de unde a fost scos. Acum, dacă biserica nu urmează drumul acesta, și așa cum ați amintit uh, cuvintele unii pentru alții, unii cu alții, împreună pentru ceilalți, uh, nu, uh, nu este o mărturie vie a împărăției lui Dumnezeu care este un construct total diferit de cel uh, al societății. Așadar, văzând ceea ce face Domnul Isus Hristos, văzând că uh, mai mult decât atât, chiar în, în ziua judecății, standardele după care vor fi judecați, sau unul dintre standarde, că nu, e, nu, sunt toate acolo prezente, este când spune celor de la dreapta lui veniți de în împărăția care v-a fost pregătită. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi a dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Deci vedem aici flămânzi, însetați, bolnavi și cei închiși. Cumva văzuți de societate care buturi pentru că sunt bolnavi, sunt prizonieri, sunt întemnițați sau pușcăriași, cum li se mai spune, cei care sunt într-o nevoie. Și ei spun, Doamne, dar când am făcut un lucru acesta? Cu alte cuvinte, ei n-au căutat împărăția să-și asigure făcând niște fapte da, bune. Și a fost caracterul lor. Ei nici mai știu când au făcut. Doamne, când? Când ați fost la aceștia, da, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unea dintre acești neînsemnați, frații mei, mie mi le-ați făcut. Și ne cumva... însemnați e termenul cheie okay acolo. Da. În ochii noștri, dar nu în ochii Domnului. Da, dar știți ce e corect? Dar mai e o chestie aici la sfârșit. Un Domnul Iisus Hristos, dacă ei sunt văzuți de societate care buturi, el spune mie mi s-ați făcut. Deci el se asociază cu aceste categorii. S-a identificat cu ei, exact cum s-a identificat cu păcatul nostru la cruce și în momentele acelea Domnul Iisus Hristos și fac doar această paranteză despre o explozie de har și de dragoste și de recuperare și reabilitare care are loc la cruce. Pentru că în momentul când Domnul Iisus Hristos săvârșea lucrarea de ispășire, unul dintre rebuturile, dacă putem, bineînțeles, nu sunt sperativ, în contextul discuției noastre, un dintre care era văzut ca un rebut, deci el trebuia și condamnat. Scăpat repede. Da, scăpa repede de el și poate pe drept, că el spune pe drept exact. suntem aici, Domnul Iisus Hristos îl ia și chiar dacă el era la marginea totală, chiar la sfârșitul vieții, Domnul Iisus Hristos ia această viață și prin credința acestui om, Domnul Iisus Hristos îi face promisiunea astăzi vei fi cu mine în rai. Tu astăzi vei intra în împărăție. Astăzi te iau din marginea societății și la marginea vieții și te duc în mijlocul împărăției mele. În prezența Domnului. Da. Lui și Dumnezeu. vedem că aceasta este modul în care lucrează împărăția lui Dumnezeu. Ea vine și într-o societate care consideră că trebuie să exploatăm, trebuie să ne folosim de ceilalți, trebuie să-i utilizăm cât sunt buni și apoi să-i să dăm la o parte, să-i lăsăm în urmă, dacă nu mai poți ține, nu mai pot ține apa și sau să ne împușcăm răniții, cum mai este și vorba aceasta, Domnul Iisus Hristos vine și spune: Nu. Din potrivă, Biserica trebuie să uite exact la aceștia. Duceți-vă acolo, schimbați exact zonele acestea, reconfigurați spațiul social și din cei care sunt nebăgați în seamă și la margine, puneți în centru și acordați-le valoare și îngrijiți-i, alinați-le rănile. Vezi cazul samaritanului milostiv care îl ia pe acel om părăsit, nebăgat în seamă, era văzut ca un rebut de către cei care au trecut respectiv preotul și levitul și mai ales de către tălhari, care doar i-au luat bunurile și l-au lăsat să moară și samaritanul milostiv este cel care se duce și reabilitează, recuperează. Și nu doar face gestul acesta pe termen scurt, ci el spune dacă cumva ce îți las acum va depăși costurile, voi veni și îți voi plăti diferența. Adică este un demers care continuă, nu se oprește uh, la o simplă intervenție. Uh, aceasta a fost uh, modalitatea prin care Biserica a câștigat o mărturie uh, autentică în societate. Mai ales în societățile păgâne din primele secole, uh, undeva pe la anul uh, după anii 400, după Hristos, apar niște legi care, în timpul lui Valentinian, care. Priveau cumva la o sanctitate a nașterii, a, a vieții copilului, și era uh, mult mai greu să faci. Ce se face înainte în care părintele venea pur și simplu și spunea dacă îl vrea sau nu. Deci ținea de tată, nu? Dacă acel copil are viață sau nu. Dacă era cu o dizabilitate, trebuia scăpat de el pentru că era considerat ca fiind blestem. Uh, biserica a venit și a spus nu. El, el, el poartă chipul lui Dumnezeu. Cu toate problemele pe care le are, cu toate nevoile pe care le are, noi îi acordăm atenția noastră, resursele noastre și îl punem în centru îngrijirilor noastre. Și aș să dau un exemplu legat de implicarea Bisericii, care cred că este poate cel mai grăitor, și anume societatea pe care o cunoaștem noi, mai mult de 5.000 de ani, s-a bazat pe sclavie. Sclavia ce înseamnă? Din păcate, mulți ani. Da, păi, practic, dacă la începutul anului 1800 este abolită sclavia, chiar România este ultima țară din Europa care abolește sclavia, că și nu am avut aici, așa numită robirea romilor și dezrobirea lor la, în anii 1800, noi suntem ultimii. Dar ce s-a întâmplat a fost că în Imperiul Britanic au fost mai mulți, chiar un capitan de vas, John Newton, care a și scris cântarea Mărețul Har, despre care unii spun că este scrisă pe cele cinci note uh, ale, uh, se numesc, black notes, sau notele negre pe care le cântau negri și mulți comentatori spun că Mărețul Har pe care noi îl cântăm sunt uh, cuvintele pe care le pune pe o melodie a sclavilor africani pe care auzea în burta corăbii, așa se îi spuneau ei, unde mureau cam jumătate. Deci, practic, ce se întâmpla era că erau uh, africanii care se duceau și cotopeau alte triburi, le subjugau, le aduceau în lanțuri și le vindeau europenilor care se duceau și vindeau în Imperiul Britanic, în America, India de Vest, unde ajungeau pe plantațiile de zahăr și practic în, în felul acesta sclavia, bineînțeles că o știm și din antichitate, poporul evreu a fost în robie în Egipt, deci 5.000 de ani avem de istorie în care sute de milioane, poate și mai mult de oameni s-au născut și au murit ca sclavi. Și era un dat. Și la demersul... Greu de. E foarte greu. Și atunci Wilberforce, împreună cu John Newton și chiar și John Wesley a contribuit. Uh, Wilberforce a luat 40 de ani în Parlamentul Britanic pentru a aboli sclavia. Și el spune așa, să citesc un citat al lui. Te rog. El spune așa, „Isus Hristos a eliminat toate diferențele dintre națiuni și a făcut din toată omenirea o mare familie. Toate ființele umane ne sunt acum frați și de aceea chiar principiile și spiritul legii iudaice interzic ținerea africanilor ca pe niște obiecte personale într-o stare de sclavie. Când a citit textul din Coloseni, capitolul 3, versetul 11, aici nu mai este nici, grec, nici iudeu, nici teren prejur, nici neteren prejur, nici barbar, nici cit, nici rob, nici slobo, ci Hristos este totul și în toți îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare cu bunătate. A luptat pentru ca sclavia să fie abolită. Și după ce este abolită în, în Anglia, în 1835 este 1833, este anul în care este abolită în toate coloniile britanice, urmează apoi Spania, Brazilia, practic în Sud Americii, Europa, și astăzi regăsim sclavie în forme care sunt condamnate de lege, cum este exploatare prin muncă sau exploatare sexuală. Și care, dacă este prinsă, este pedepsită cu închisoarea. Dar atunci, așa erau lucrurile. Cine a schimbat lucrul acesta? din credincioși, membri ai Bisericii Metodiste, și cu influența metodiste și ale fraților Quakeri, care au înțeles din Scriptură că nu contează ce rasă are o ființă umană, nu contează ce culoare are, nu contează ce abilități are, cât de mare este IQ, dacă are probleme psihice, dacă are probleme cu dizabilități fizice, este întipărită imaginea lui Dumnezeu. Practic, Geneza 1 cu 27, când Dumnezeu spune să facem omul după chipul și spunea noastră, a schimbat, putem spune târziu, dar după 6.000 de ani de istorie sau 5.000 de ani cunoscuți, și ajungem astăzi să nu mai, fie, să nu mai fim sclavi și stăpâni, ci angajați și angajatori. Cu drepturi, cu zile plătite, cu concedii medicale plătite, cu zile libere nu a fost așa. Doar de 200 de ani, 200, hai să zicem 300 de ani, trăim în felul acesta. Pentru că biserica a înțeles că trebuie să facă o schimbare. Așadar, noi ce vedem în exemplul Domnului Iisus Hristos și în câteva ilustrații de implicare a bisericii, este că trebuie să ne axăm, practic, pe a strica sau a demonta cultura rebutului. Ceea ce este rebut, din punct de vedere al societății, noi trebuie să luăm ca pe un câmp de misiune ca pe niște persoane și oameni asupra care putem să arătăm dragostea lui Dumnezeu. Da, într-adevăr, îți mulțumesc că ai făcut așa o prezentare biblică, ai adus în prim plan aceste exemple ale Mântuitorului Iisus Hristos, în care vedem dragostea lui, altruismul, spiritul de sacrificiu și apropierea de cei mai marginalizați, oamenii ai societății. Și, într-adevăr, mulțumim lui Dumnezeu pentru că El ne-a creat să fim oameni liberi. Și chiar Mântuitorul spunea, veți cunoaște, vom cunoaște adevărul și adevărul acesta ne va face liber. E adevărat că noi trăim și într-o robie a păcatului, o altă robie, o altă temă. Însă, libertatea aceasta trebuie să fie prețuită și apreciată, respectată, și să nu ne mai întoarcem să repetăm greșelile trecutului. Aș vrea să tragem și câteva concluzii spre final. Mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și este bogat de învățături, multe principii pe care biserica le-a, așa cum ai spus, le-a aplicat, le-a luat din scriptură, din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu spunea poporului Israel să nu asuprești pe văduvă, nici pe orfan, dacă îi asuprești și ei strigă la mine după ajutor, eu le voi auzi strigătele, Exod 21, versetele 22 și 23. În Deuteronomul 27 cu 19, e un uh, imperativ, îi spune Dumnezeu: Blestemat să fie cel ce se atinge de dreptul străinului, orfanului și văduvei. Trei categorii acolo pe care Dumnezeu uh, le prețuiește și uh, le oferă întâietate și sprijin. Uh, de asemenea, Apostolul Ioan, Apostolul Iubirii, spune el în epistola 1. -a, în capitolul 4, cum putem noi spune că Îl iubim pe Dumnezeu pe care nu-l vedem, dacă nu-l iubim pe aproapele nostru pe care Îl vedem, care este în preajma noastră? Și uh, sunt multe, multe uh, învățături. Aș vrea un pic, dacă e să sintetizăm câteva din ele, câteva principii ale Mântuitorului nostru, care sunt valabile și pentru noi. În lupta aceasta cu acest tip de cultură, pentru că avem de luptat, avem de arătat dragostea Domnului Isus Hristos, de a fi diferiți, de a trăi în lume, dar nu ca lumea și, așa cum spunea cineva, să folosim lucrurile și să iubim oamenii și nu invers. Noi, în general, suntem tentați să folosim oamenii și să iubim lucrurile. Domnul să ne ajute și să ne dea înțelepciunea aceasta de a ști să arătăm dragostea Domnului Isus Hristos. Ca unul care lucrez în zona aceasta a oamenilor defavorizați, categoriilor de copii defavorizați, probabil că întâlnește zilnic manifestări de genul ăsta și modul în care cultura aceasta a rebutului e vizibilă. Dar încurajarea noastră e de la Domnul în cuvânt și aș vrea să punctăm câteva lucruri așa pentru ascultători, pentru cei care ne urmăresc, principii valoroase din Scriptură. Aș vrea să dau un exemplu care este poate cel mai greitor în situația aceasta și este o imagine foarte frumoasă care apare în Cartea Porocului Eremia, capitolul 18, când Dumnezeu vorbește lui Remia și îi spune, du-te în casa olarului și vei auzi acolo cuvintele mele. Și versetul tău spune așa, când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit. Cum se întâmplă cu lutul în mâna Olarului? Atunci el a făcut un alt vas, cum mi-a plăcut lui să facă. Ideea aceasta care este în textul acesta este că în mâna olarului s-a frânt acel lut. Dar, dacă ne uităm în, în limba originală, vedem că el nu schimbă lutul. Practic, lutul este același. El îl ia și îl mai, îl mai o dată. Mai pune pe roată încă o dată lutul acesta și mai dă o șansă. Și, practic, aici este un, un cuvânt, un verb care um, arată o continuitate. Cumva, Dumnezeul plin de har care ia rebutul acesta și îi mai dă o șansă și îl urcă din nou pe roată. Și noi am experimentat asta poate de multe ori în viața noastră. Că atunci când am fost slab, când am căzut, Dumnezeu ne-a mai dat o șansă. Nu ne-a tratat ca pe niște rebuturi. Ba mai mult, chiar după ce se finalizează un vas și este spart, Dumnezeu este cel care poate să-l lipească. Există un proces care, un procedeu în tradiția japoneză, prin care vase de lut care se sparg, sunt lipite înapoi cu o pulbere de aur sau de argint. E se numește kintsugi. Și, practic, un vas care este lipit în felul acesta este mult mai scump decât ceea ce a fost la început. Și asta am experimentat cu toții, Când Dumnezeu ne-a luat rupți, frânzi, puteam spune, din perspectiva împărăției, ca niște vrăjmași, niște păcătoși, niște rebuturi, pentru care El a venit să întrupa și de viața pentru noi. Și avem mai multă valoare acum răscumpărați, decât aveam înainte, chiar decât avea Adam înainte să păcătuiască, pentru că este Hristos care a plătit pentru noi, a plătit prețul. Așadar, în momentul în care noi luăm mentalitatea aceasta lui Hristos și cum suntem îndemnați în Filipeni, capitolul 2, să, să avem gândul care în Hristos, de a ne smeri, de a vedea și interesul celuilalt, această idee a rebutului nu va exista în concepția noastră despre lume și viață. Atunci vei putea să investești într-o persoană pentru că mă întrebați de proiecte acesta în care sunt implicat, nu cred că am avut o experiență mai frumoasă și mai uh, înălțătoare și care să-ți dea mai multă bucurie decât să vezi un copil pe care îl știi de mic, pe care l-ai văzut, de unde vine, stând în ghetouri, uh, expus drogului, traficul de ființe umane, că ajunge și lucrează într-o companie mare sau că termine o facultate de renume. Uh, și că vine și spune după ani ce a fost aici, a fost ceva foarte frumos în care voi mi-ați redat uh, demnitatea și am văzut că se poate și altfel. Mi-ați redat aripile să zbor. Exact. Și atunci uh, vezi că de fapt uh, împărăția Lui Dumnezeu este la lucru într-o societate în care cei care nu țin pasul să lăsați în urmă, cei care sunt prea în vârstă să lăsați deoparte, cei care sunt bolnavi sau copii nedoriți sunt omorâți și atunci, uh, normal că noi, noi, nu sp noi spunem nu avortului, spunem nu eutanasiei, spunem nu, exploatării celorlalți prin muncă sexual, traficul de ființe umane. Biserica vine și se opune acestor forme agresive, dar în același timp, cred că putem merge și spre varianta aceasta în care trebuie să promo, propovăduim iertarea, acordarea harului celorlalt, bineînțeles cu dorința de a, de a se ridica și a ieși din starea în care este. De asemenea, biserica spune nu divorțului, pentru că divorțul înseamnă că la un moment dat îl vezi pe cel ca pe un rebut care nu mai poate fi reabilitat și noi încurajăm iertarea și dragostea și acceptarea și îngăduința și atunci, prin modul acesta reflectăm dragostea lui Dumnezeu. Bineînțeles, nu aceste forme nu spun tolerăm răul sau păcatul și dorim să îl salvăm pe cel care este căzut poate chiar și într-un păcat, dar poate, vedeți, și indiferența este o formă de păcat. În momentul în care treci pe lângă cineva care este căzut într-o stigmatizare, într -o, poate chiar într-o boală și nu faci nimic pentru el, izolare totală, este o formă de dispreț a creației lui Dumnezeu, a modului în care Dumnezeu a investit în persoana aceea și tu nu faci nimic să îl ridici el. Trăim, poate, putem trăi ca societate, poate chiar și ca biserică, pentru că eu cred că nu la întâmplare Domnul Iisus spune în pilda samaritanului, cei care trec indiferent sunt slujitorii casei Domnului de atunci, Reotul și levitul. Și vine un samaritean, un păgân, care are mai multe valori decât cel care reprezenta lucrarea lui Dumnezeu. Și Cresc. ar fi, ar fi trist ca biserica să aibă aceeași radiografie că trece pe alături față de cel căzut și considerat ca un rebut. Doamne, ferește! Într-adevăr, e un semnal de alarmă pentru noi în viața de credință să fim atenți pe unde mergem, pe unde trecem și pe lângă ce trecem. Pentru că în alergarea asta noastră rapidă, în societatea aceasta care e pe repede, așa înainte, s-ar putea să omitem să. O facem cu bună știință sau poate uh, să nu ne dăm seama și să nu valorificăm, să nu prețuim ceea ce Dumnezeu prețuiește. Suntem uh, pe final de emisiune și uh, eu îți mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, pentru gândurile acestea frumoase și. Uh, Chiar a fost așa o bucurie să uh, discutăm, să abordăm această tematică. Sunt convins că ar mai fi fost multe lucruri de punctat, însă cred eu că am reușit așa să scoatem uh, ceea ce a fost esențial, important. O concluzie așa de final pentru ascultătorii noștri? La un moment dat Domnul Iisus Hristos este deschis în Isaia că El nu va stinge mucul care încă fumegă. Cumva vedem acolo că Domnul Iisus Hristos este gat să dea șansa celui căruia nimeni nu i-a mai dat nicio șansă. Și atunci cred că ar trebui și noi să vedem în diferite aspecte ale vieții noastre, relaționale, cu privire la abordarea celor care sunt defavorizați, marginalizați, considerați de societate ca fiind rebuturi. Să vedem în el că încă fumegă, încă este speranță și că și să nu-l stingem noi. Pentru că, vedeți, nu-l va stinge. Și, din potrivă, îl va prinde asta e ideea care este acolo. Și cred că urmând de exemplu Domnului Iisus Hristos, pe de o parte reflectăm valorile împărăției lui Dumnezeu, dar pe de altă parte arătăm lumii că biserica este împotriva culturii rebutului. Și este, biserica este o cultură a unei făpturi noi, pe care Hristos o ia și o regenerează. Atât din punct de vedere spiritual, toate spune cele vechi s-au dus și este o făptură nouă, din punct de vedere spiritual, dar cred că și din punct de vedere social, biserica prin implicarea ei poate să fie conlucrător cu Dumnezeu în a prinde ceea ce încă fumegă și să nu stingă. Amin. Aș zice la tot ceea ce ai spus într-adevăr asta să ne fie prioritatea și uh, suntem vase de lut, așa cum spune Apostolul Pavel suntem fragili așa să avem mare atenție cum ne raportăm unii la alții cum ne tratăm unii pe alții și să nu ne astupăm urechea, așa cum spune înțeleptul Solomon, la strigătul săracului. Căci, dacă o vom face, nu vom căpăta răspuns când vom striga. E un avertisment aici destul de înfiorător. Mihail, îți mulțumim mult, îți dorim multă binecuvântare în slujire, în lucrarea pe care o faci și te mai așteptăm cu drag la emisiunea noastră și să mai abordăm subiecte din sfera aceasta socială teologică și, de ce nu, din viața de credință. Vă mulțumesc, cu bucurie voi reveni. Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunea Actualitatea în Obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă doresc multă binecuvântare și în tot ceea ce faceți, căutați să arătați dragostea Domnului Isus Hristos. Fiți sănătoși!